Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Goș TV, la emisiunea Dialog Deschis. Ne întâlnim, ca de obicei, în fiecare seară, de la ora 21, de luni până joi. Discutăm în această seară despre un succes important reușit de către un tânăr din municipiul Târgu Jiu, de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care a fost selectat în lotul lărgit al României la Olimpiada internațională de informatică, fizică. Bineînțeles, fizică. De fizică, îmi cer scuze, bine că m-ați corectat, a rămas în minte cu performanța reușită de Ioan Giovanni Popescu, tot elev la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care a reușit să califice în lotul restrâns și să participe și va participa, pentru că urmează să desfășoare Olimpiada Internațională de Informatică. La fizică, de asemenea, o disciplină foarte complicată, complexă. Avem încă un elev care s-a calificat în lotul lărgit al României și se va lupta la sfârșitul acestei săptămâni pentru a rămâne în primii 5 elevi din țară care vor face parte din echipa națională care o să participe la Olimpiada Internațională de Fizică. Haideți să vă și prezint invitații noștri din această seară. Alexandru Ștefan Ișfan, bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Este elevul care de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu în clasa 10-a, care a reușit această performanță pe care învățământul din județul Goj nu a mai atins-o de ceva timp. De asemenea, în studioul nostru se află și doamna Rodica Negrea. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Profesorul care îl pregătește pe Ștefan și cu ajutorul căruia a reușit să obțină această performanță deosebită, premiul 3 la Olimpiada de fizică și, de asemenea, selectarea în lotul lărgit al României la fizică. Haideți să ne spui, Ștefan, cum a fost competiția anul acesta? A fost condiții speciale, având în vedere această pandemie? A fost online? Cum s-a desfășurat? Olimpiada Națională de Fizică anul acesta a avut două etape, ambele susținute online, etapa județeană și etapa națională, iar în cadrul etapei naționale s-a susținut și o probă de baraj pentru selecția lotului lărgit al României la Olimpiada Internațională, lot din care mă bucur să fac și eu parte, ținând cont de faptul că la baraj au fost niște subiecte destul de dificile, într-un timp relativ scurt, ținând cont de cât de lungi erau subiectele respective și da. A fost presat și de timp, nu trebuie să le rezolvăm tot anumit timp? Da, erau 5 subiecte de tip Olimpiada Internațională în 5 ore. Chiar dacă 5 ore pare un interval destul de rezonabil de timp, în această situație nu era. Ai reușit să te încadrezi? Ce a fost mai dificil? Ce ți s-a părut mai dificil la Olimpiadă? Tu ai participat și în anii anteriori. Cea mai bună clasare a fost în clasa 6, atunci ai participat prima dată la Olimpiadă? Da, în acela am participat prima dată la Olimpiada Națională. Atunci ai prins gustul, nu? Da. pentru fizică și pentru competiție. Atunci ai obținut premiul al doilea. Și medalia de aur din partea Asociației Române de Fizică. Este cea mai bună? Cea mai bună clasarea ta de până acum, da. Da, except în proba de baraj. Calificarea în lotul național. Calificarea în lotul național. Online, adică ai fost în fața unui calculator, știu că erau tot felul de condiții, camere, trebuia să fii supravegheat de anumite camere, să fie o cameră pe monitor, să supraveghezi. Da, trebuia să fie o cameră montată astfel încât să se vadă și masa de lucru și calculatorul de pe care urma să descarc subiectele și practic tot ce scriam era așa cum s-ar fi ținut fizic, doar că fiecare profesor se uita pe calculator să vadă ceva ce fiecare elev. A fost mai ciudat așa față?
de cum erai obișnuit? N-a fost neapărat mai ciudat în ceea ce privește rezolvarea subiectelor, dar a fost mai ciudat ținând cont de faptul că înainte puteam să mai socializez cu ceilalți participanți înainte și după probă. Puteam să mai discutați despre subiecte, cum a rezolvat fiecare subiectul respectiv. Și acum era mai greu, că trebuia să ne dăm mesaje și poate cineva nu putea să răspundă sau diverse motive. Și trebuie să spunem că rezultatele au fost afișate chiar ieri de ziua Da, copilului. Rezultatele de la proba de baraj au fost afișate ieri. Hai să ne spui și de proba aceasta de baraj, pentru că aici ai obținut un rezultat, așa cum spuneam, care nu a mai fost atins, din câte știu eu, de un elev din județul Gorj în ultimii ani. În ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani? Deci... Nu chiar, a mai fost și anul trecut un elev. Care a fost în lotul Rigid al României, tot de la... Da, tot din liceu. De la Colegiul Național Vladimir Exu. Cum a fost proba aceasta? Cât de diferit a fost? Au fost probleme de dificultate mai mare? Da, au fost probleme de dificultate foarte mare, ținând cont de faptul că e totuși proba de baraj pentru selecția lotului României. Așa cum am mai zis și înainte, proba a constat în rezolvarea 5 subiecte de timp Olimpiada Internațională în 5 ore și... Da, cam atât. Și... Ai reușit, hai să ne spui da, și am reușit. Din 50 de participanți, da? De candidați, tu ai reușit să te clasezi? Mă clasez pe locul 18. Din 50 de participanți de la toate clasele de liceu. Și primii 20 au fost... selecționați pentru lotul Răgit și următorii 5 au fost selecționați pe post de rezervă pentru lot. Ce urmează în continuare? Te pregătești pentru alte examene, nu? Vor fi peste puțin timp încă 3 teste de selecție pentru selecția lotului restrâns al României, chiar weekendul ăsta, teoretic. Da, mă pregătesc. Fiecare zi va fi cât un examen? Da, pe perioada 3 zile, în fiecare zi va fi cât un test de 5 ore. Obositor? Mi se pare obositor da, în fiecare zi. Obositor, da. Fiecare zi treci cât un examen? Da, e destul de obositor, dar cu timpul te obișnuiești, făcând simulări de subiecte. Te așteptai la rezultatul acesta extraordinar să te califici în lotul Sincer să fiu, nu mă așteptam aproape deloc să reușesc să mă calific, dar se pare că am reușit. Ai avut și un gram așa de noroc sau mai mult a fost sudoarea? Da, am avut și un gram de noroc, dar a fost și destul de multă sudoare. La ce te aștepți la probele acestea, la examenele care... le voi susține în zilele următoare? Mă aștept să fie mult mai dificile decât proba de baraj și sper totuși să reușesc să fiu printre cele 5 persoane care o să reprezinte România la internațională. Este dorința ta de mic copil asta să participi la Olimpiada Internațională? Da, e dorința mea de când am participat la prima ediție și e dorința fiecărui elev care a vreodată șansa să participe la Olimpiada Națională de Fizică. Și tu, important de menționat, pentru că tu te vei lupta, ești în clasa 10-a, dar vei concura cu toți ceilalți elevi mai mari, da, chiar din clasa 12-a, da, clasa 11-a, vei lupta, vei fi în competiție directă cu ei, deși ei au mai mulți ani de pregătire, de studiu. Și de asta cred că o să fie destul de dificil. Și mi-aduc aminte și de colegul tău, că tot am greșit la începutul emisiunii cu Olimpiada Informatică de Giovanni. El s-a calificat, cred, și anul trecut la lotul lărgit la informatică, dar nu a reușit să se califice, să rămână în lotul restrâns. Cât de mult contează și experiența aceasta acumulată la concursuri, la examene? De multe ori pare să facă diferența în timpul probei, deoarece sunt destul de multe situații în care un elev
la o probă de tip baraj sau la o probă națională, știe să facă subiectele, dar nefiind acomodat cu timpul de lucru și cu emoțiile, poate să fie depășit de emoții, să n-apuce să facă chiar tot ce știa să facă. Nu le poate gestiona așa cum Dar nu trebuie. le poate gestiona chiar perfect. Are un rol și stresul acesta, pentru că te gândești, trebuie am la dispoziție un anumit timp, trebuie să rezolvi problemele cu care începi, se acumulează probabil un stres, adică poate să afecteze un candidat să. Depinde de fiecare candidat în parte. Pentru că unii candidați pot să reacționeze mai urât la stres și să nu se mai poată concentra și alți candidați pot să fie chiar hiperstimulați de stres. Da, știu că și colegul tău tot mi-i place așa să concureze cu ceilalți și să, bineînțeles, să învingă și am înțeles că și-a ales și chiar și Politehnica, să meargă la Politehnica la București, deși avea și alte opțiuni, normal, pentru că acolo, din câte spunea, e o competiție între universități din toată Europa și de asta și-a ales să participe la să meargă la către Politehnică ca să concureze în continuare cu alți studenți. Doamna profesor, spuneți-ne despre Ștefan, ce fel de elev, care este atuul lui în studiul fizicii? E foarte ordonat. Pot să spun că el a lucrat constant de când a început fizica, din clasa a șasea. Dacă vă imaginați un copil care nu termină bine o olimpiadă și deja, în loc să se odihnească, să se bucure de vacanța de vară care vine după olimpiadă, începe să studieze materia anului următor. Nu începeam bine clasa următoare și el deja știa materia de-a șaptea. După vacanța de vară, dintre a șaptea, o știa pe cea de-a opta. Luase la liceu și Ștefan, deși luase și alții se duceau la ștrand, el încă învăța, fiindcă mergea în august, am plecat la Iași, la Olimpiada de Științe pentru Juniori, unde la fel și-a dorit foarte mult să se califice. Acolo a concurat până la o anumită vârstă, nu poți concura mulți ani, doar până la 16 ani. Ambițios, avea exemplu sorei lui înainte, probabil și în familie, o mică întrecere între ei. Știu că întotdeauna, după un examen, se gândea cât luase ea când fusese ca el. Și la fel a avut de mic dorința de a sta în laborator printre ceilalți, de a ști mai mult. Nu ajunsese bine la liceu și el era curios cum se folosește calculul integral, arătându-i doar câteva integrale și spunându-i ești prea mic. S-a ambiționat așa de mult, s-a dus acasă și de pe internet a învățat să integreze. Deci cam acesta este Ștefan. E Orgoliu. foarte mult Ambițios, și pasiune. pasionat, da. Fără pasiune nu poți să faci și să muncești atât de mult. Dar este bun prieten, vorbește cu colegii ceilalți, nu este rezultatele frumoase, nu l-au făcut să fie un copil plin de el și încrezut, este sociabil. De ce ai mers către fizică și nu știu, către altceva? Mi s-a părut mult mai interesant, ținând cont de faptul că fizica poate să explice absolut orice fenomen, chiar și chimic. Fizica stă la baza multor explicații din aproape orice domeniu, mai puțin matematică, adică din aproape orice domeniu practic. Și pur și simplu, mi s-a părut mai interesant modul de abordare al fizicienilor asupra mai multor concepte. Mi s-a părut interesant cum explică fizicienii anumite concepte și pur și simplu, mi se pare interesant faptul că fizica poate să explice aproape orice. Cum a fost, pentru că spunea doamna profesoară Negrea, de munca ta, de studiu, de sacrificiile pe care le-ai făcut, dar bănuiesc că atunci când vin și satisfacții pe măsură și sacrificiul acesta
Cum să spun, mai dispare, nu mai simți că ai făcut un sacrificiu în momentul în care ai și rezultate pe măsură. Dacă îl consideri doar sacrificiu, nici nu mai muncești. Dacă e, a fost plăcere, clar. Da. Nu-ți doreai să, nu știu, ce fac ceilalți copii normal de vârsta ta, să mergi la suc, la prin parc sau unde mai... Nu în mod deosebit, deoarece... Nu te-au atras genul ăsta de activități? Nu neapărat, dar nu mă simt atras eu ca persoană de statul la terasă sau mersul. Se pare pierdere de timp sau... Da, mai mult îmi place să mă plimb dacă ies pe afară, să stau să mă plimb foarte mult. Dar m-am simțit mai atras de fizică, deoarece mi s-a părut interesant. Și fiind și o fire... foarte încăpățânat, am vrut să înțeleg cât mai mult. Ce îți place? Ce mai e o parte preferată? Nu pot să spun că am o parte chiar preferată, dar dintre toate capitolele fizicii, cel mai interesant mi se pare electromagnetismul și optica. Bine, că tu ești abia în clasa 10, mai 2 ani la dispoziție să ajungi și la rezultate și mai bune și mă gândesc că experiența acumulată până acum o să își spună cuvântul și mai târziu. Te gândești și la olimpiada aceasta de internațională de informatică? Adică știi ceva de cum se va desfășura condiții, pentru că tot la fel de fizică, scuze, cum va fi... tot la fel, online? Din câte am înțeles, e posibil să fie online, dar o să se facă un centru la București în care participanții în lotul național o să susțină toate probele și dacă nu o să se facă online, o să se facă fizic în Lituania între 17 și 22, am impresia, iulie, probabil cu condiția ca toți candidații să fie vaccinați. Există și posibilitatea asta să vă deplasați cei care vor merge să să participați efectiv la olimpiadă. Da, din câte am auzit, există și posibilitatea aceasta. Da, până la urmă, dacă tot a scăzut așa de mult numărul de cazuri și există și aceste condiții și vaccinul care ne protejează, nu văd care ar fi problema să nu se organizeze olimpiada, pentru că cred că ar fi mult mai interesant și pentru asta, cred că munciți să vă întâlniți cu toții și să schimbați tot felul de idei, de opinii. Aș vrea să îi amintesc și pe ceilalți colegi ai tăi care au obținut și ei premii importante, care au participat de asemenea la olimpiada de fizică, și de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care a obținut cele mai importante rezultate. Și este vorba de Oznaga Octavian Alexandru, tot în clasa 10-a. Este colegul tău? Nu. De Neacșu Mihnea Valentin, în clasa 10-a, premiul 3, premiul 2, Oznaga Octavian Alexandru și Covei Denis, clasa 11-a, mențiune, doamna profesor Negrea i-a pregătit pe cei mai mulți dintre acești elevi premianți la Olimpiada de Fizică. Doamna profesor Tălvescu Cristina s-a ocupat de Oznaga. Și doamna Țigănele Mihaela Ana de Oznaga Octavian Alexandru s-a ocupat de pregătirea lui și de asemenea mai avem un premiu obținut de către un elev de la școala gimnazială Pompiliu Marcea, Mario Cristian Scurt, elev în clasa a 7-a. Toți merită felicitați pentru rezultatele obținute.
Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, se obțin cu mari eforturi, cu foarte multă, foarte, foarte multă muncă. Povestiți-ne despre, doamna profesor, de olimpiada aceasta, că a fost o olimpiadă mai așa, atipică. Nu s-a organizat de către Ministerul Educației, s-a organizat de către o altă organizație. Problema este singura olimpiadă, nu, care s-a ținut în România. Cum? Nu, au fost la mai multe discipline, dar nu, peste tot... Vorbesc de fizică, da. Pentru că am trezit aceleași situații la toate disciplinele. La toate disciplinele, da. În acest an. Societatea Română de Fizică este cea care a inițiat acest proiect împreună cu cele 5 universități din țară. Cred că cei care au avut ideea au fost cei de la Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, acolo fiind profesor, domnul profesor Sebastian Popescu, da, care este și președintele Olimpiadei Române de câțiva ani de zile. Și ei deja utilizau metoda aceasta online de mulți ani pentru un alt concurs de fizică. Și atunci, având experiența, au găsit soluția. Copiii sunt cei care s-au înscris, în prima fază s-au înscris singuri și-au făcut cont. Noi, practic, în clipa în care am fost contactați și ni s-a cerut să organizăm olimpiada, nu inspectoratul școlar, noi am organizat-o, nici măcar nu știam câți copii sunt înscriși din județ, ce copii, de la ce clase. Am avut un coleg monitor, cel care a urmărit în dimineața respectivă, inclusiv proba de la Olimpiada Județeană, care s-a desfășurat în Duminica Florilor. Și-au găsit și ei timp să vină, și colegul profesor. După care, tot așa, am primit ei, cu câteva zile înainte, au primit un cod care a fost valabil din clipa în care începea Olimpiada, au scanat subiectele, le-au trimis mai departe, iar ulterior, noi, cei care am corectat, am fost implicați, am primit lucrările, le-am descărcat, ne-am corectat subiectul, neștiind cu cine corectăm, neștiind din ce județ corectăm. Eu poate am bănuit din ce județ, că am avut 3 lucrări în maghiară. Da. Da, și atunci am bănuit de pe unde ar fi 3 lucrări, să zicem. Dar și la fel s-a procedat și la Olimpiada Națională. Au fost 3 colegi care au corectat de aici din județ, s-au implicat. Da, se încearcă un alt mod de organizare a Olimpiadei sau de ce nu se mai ocupă Ministerul Educației? Din câte am înțeles, s-ar dori un alt mod de organizare. Da, nu știu, dar... Poate că pasiunea a fost mai mare la universități, la profesorii universitari, la cei care... A fost vorba și de pandemia aceasta? Că... În mod sigur, a fost pandemia, da. Da. Cea care nu permitea la data respectivă, când s-au început olimpiadele, să te deplasezi și să te întâlnești în grup mare. Da, mă gândesc că ar fi trebuit și Ministerul să găsească soluții, că de asta sunt ocupa anumite funcții pe acolo prin instituțiile statului. Și... Poate că cei care sunt acolo în funcție n-au pasiunea celor de la universități. Sunt oricum cei care s-au ocupat și au prăbușit subiectele. Sunt oameni care de ani de zile se ocupă de lot, participă la olimpiade. A, deci, practic, au fost cam aceiași oameni care s-au ocupat de organizare, dar nu a fost aceeași umbrelă a Ministerului Educației. Da. A fost cu lipsa unui coleg, unui mare nume din domeniul fizicii care a murit, a fost răpus de COVID și olimpiada s-a și desfășurat în memoria domnului profesor Florea Uliu. Da? Ei au văzut că se pot da examenele și în felul acesta, într-adevăr, au stat singuri în cameră și au rezolvat. Da, îl veți însoți pe Ștefan dacă se va organiza în... Nu însoțim. Noi, profesorii care se ocupă de lot și cei care se ocupă de lot sunt universitari, în general. Și subiectele de la această probă de baraj, toate cele 5 subiecte au fost propuse de universitari. Câte un subiect de la fiecare
facultate. Măgurele, Babeș-Bolyai, Timișoara, Craiova și Cluj. Și Iași. Și Iași. Și Iași. Am uitasem pe domnul Sebastian. Da, subiectele, Ștefan a spus atunci că au fost subiecte ample pentru 5 ore, chiar m-am uitat pe ele, conținutul subiectelor se întindea pe 11 pagini. 11 așa. Pagini. 11 pe pagini redactate, da. Cele 5 probleme. 5 probleme. Acum, ca să vă spunem, nu doar o întrebare, fiecare problemă, numai prima problemă, de exemplu, 3 subpuncte, fiecare subpunct având la rândul lui subpunct, nu? Au avut 4, B-ul a avut 2 și 1. Da. Problema a doua, 7 subpuncte și așa mai foarte departe. Complex. Foarte multe. Rezolvarea, baremul propus de organizatori, de propunători, ar putea fi un roman. 20 de pagini, o culegere. Da, da. Da. Nu, atâta avea, bară. Da. 20 de pagini. Ne oprim. Iar, da, da, ne oprim. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. O să continuăm discuția noastră după câteva minute. Am revenit în direct la emisiunea Dialog Deschis. Continuăm discuția noastră cu cei doi invitați din această seară, doamna Rodica Negrea, profesor de fizică la Colegiul Național Dr. Vladimirescu, și Alexandru Ștefan Ișvan, elev în clasa 10 la Colegiul Național Dr. Vladimirescu, premiul al treilea la Olimpiada de Fizică și, de asemenea, calificat în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Fizică. Discutam puțin în pauză de publicitate, Ștefan, despre proba aceasta practică de la Olimpiadă. Este, de obicei se susține, da, este prinsă în examen, dar anul acesta cum a fost, cum s-a desfășurat? Anul acesta se voia să fie integrată proba practică în proba teoretică în felul următor. În general, la proba practică trebuia să colectăm anumite date folosind niște materiale pe care le primeam din partea comisiei. Și anul acesta se voia să se facă subiecte în care datele respective erau deja în subiect și noi trebuia doar să le prelucrăm, dar dintr-un motiv anume nu s-a întâmplat asta chiar la toate clasele și au fost unele clase care n-au mai susținut, să zicem așa, proba practică. Ție îți place proba aceasta, practică? Da, este, în funcție de clasa la care particip, poate să fie foarte destul de interesantă, ținând cont de faptul că cumva, pornind de la câteva materiale, trebuie să interpretezi un anumit fenomen fizic destul de important, cu anumite aplicații practice. Ce înseamnă premiul acesta obținut de tine și calificarea în lotul lărgit al României? Mă gândesc că o să ți se deschidă mai multe uși, nu? Oportunități? Posibil. Nu știu ce să zic, ținând cont de faptul că anul acesta Ministerul nu a mai organizat olimpiadele, dar o să văd în viitor dacă chiar mă va ajuta material cu ceva sau nu. Căci din punct de vedere al încrederii în mine, m-a ajutat destul de mult rezultatul acesta. De, oricum, asta n-a însemnat că a fost o olimpiadă care de o valoare mai scăzută, nu? Pentru că, până la urmă, tot aceiași elevi de liceu au participat, aceiași care se pregătesc, mă gândesc, an de an pentru această competiție, nu au fost aceiași elevi de valoare, da, care au, da, participat la Olimpiadă. Da, a fost exact la fel ca orice Olimpiadă națională, singura diferență fiind faptul că nu au mai fost acordate premii din partea Ministerului. Pentru premiile acestea obținute de tine și de ceilalți colegi, nu se va acorda nimic de anul acesta, ce știi? Diplome. A, doar diplome. Diplome. Da. Da. În anii anteriori au fost mai, adică primi și un premiu, un alt fel de premiu? Da, în anii anteriori, elevii care obțineau premii din partea Ministerului primeau și premii în bani, tot din partea Ministerului sau din partea sponsorilor olimpiadei.
Ce erau stimulente, însemna și asta ceva pentru tine, în afară de diploma da, respectivă? Da, au fost un stimulent semnificativ. Nu chiar, adică nu era vorba că participam la Olimpiadă pentru premii, cât era că participam pentru, pentru experiență, dar da, era ca un fel de răsplată. Da. Te-ai gândit, ești abia în clasa 10-a, mai ai timp, dar ce vrei să faci după ce vei termina liceul? Ce direcție vei merge? Da, m-am gândit și aș dori să urmez cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București. Tot ca sora ta, da? Da? Și ca mama de... Da, tot în medicină. De ce? Simt că e mai... eu o meserie de viitor, adică simt că ar fi satisfacțiile mult mai mari dacă aș reuși în medicină. Deoarece între succesul din fizică și succesul din medicină, diferența este faptul că succesele din medicină pot salva vieți. Și consider că e o diferență destul de mare. Cu fizica, dacă ar fi să mergi pe partea aceasta, ce ai putea face în România? Nu știu exact să vă spun, nu m-am interesat foarte bine. Poate ne spune doamna profesoară. Facultatea de fizică de la Măgurele. Și apoi... La laser. Eu știu și multe. Sunt foarte multe domenii în care lucrează tineri cercetători de la laser, chiar și în domeniul istoriei. Povestea cineva despre fiul său că lucrează ambinat pasiunea, istoria, cu fizica. Și sunt singura echipă din Europa care se duc peste tot când apar situri arheologice, în tot ce înseamnă și... datări radioactive, da. Determinarea vârstei unui obiect. Se pot face, dar medicina, până la urmă, are pentru fiecare organ câte o explicație fizică. Și un copil ca Ștefan, care își explică așa de bine fenomenul fizic, în mod sigur va putea pricepe ce se întâmplă. Are uitați. O rolă importantă fizică în medicină? Ia uitați, purtați ochelari și unul și altul. Ce ați face? Dacă nu ați avea... Dacă cineva cândva nu ar fi găsit legile refracției și în felul acesta aveți lentile. Vorbiți, ne auzim, emitem sunete, le recepționăm. Deci se inima pompează, suntem fizic în totalitate. Corpul uman. V-ați fi dorit altceva pentru, sau nu, orice alegere pentru, să, Ștefan? Pentru Ștefan să aleagă altceva, altă facultate? Nu, m-am bucurat când l-am auzit că face. Fiindcă știu cât de mult, adică îmi am colegii care sunt doctori foarte buni, fiindcă au iubit și au înțeles foarte bine fizica când erau în liceu. Și atunci, având încredere în ei, am la fel de multă încredere în Ștefan și mă bucur pentru viitorul meu, posibil de om vârstnic și bolnav. O să avem nevoie de doctor. Și avem la cine să apelăm, asta în cazul în care sperăm că rămâne. Se școlește, se specializează pe unde vrea el, dar și să vină acasă. Salariile au crescut și sunt la un nivel acceptabil și în sistemul nostru medical. Nu cred că mai au motiv așa de puternic să plece, poate să trăiască în altă, să încerce experiențe noi și un alt sistem mai bine pus la puncte de sănătate. Cum sau nu te-ai gândit? Vei rămâne în țară sau vei pleca? Nu m-am gândit foarte mult, dar probabil voi rămâne în țară. Dar te-ai gândit și la ce domeniu al medicinei vrei să mergi? Da, oarecum. Momentan aș vrea să ajung neurochirurg sau neurolog, dar văd în funcție de ce se mai întâmplă și prin facultate, dacă o să-mi schimb decizia sau nu. Acum se pune foarte mare accent pe partea aceasta robotizată, să spun așa, se folosesc foarte multă aparatură în intervențiile acestea complicate, pentru că nu mai e posibil să facă operații fără... Cel puțin ce-și dorește el. Ramura pe care și-o dorește el. Eu de ce zâmbeam, tocmai am avut o discuție acum două zile cu o fostă elevă, în clipa de față asistent la medicină.
e tânără, e doctorant și spunea, atunci mereu îi spuneam și acum îi spunea, așa de frumoasă finuță și drăguță și să practici anatomie patologică. Dar îmi spunea, doamna, i-am fost și dirigintă, doamna dirigintă, nici nu știți câtă fizică este în cazul Elodie. De asta, deci sunt sub această impresie, câtă fizică este în cazul Elodie. Da, da. Până la urmă, orice meserie este frumoasă, da. Dacă ajungi la un anumit nivel și faci performanță în orice, în orice domeniu. Tu ești fiul fostului inspector general școlar. Domnul Ișvan a apăsat asta cumva pe umerii tăi sau nu? Nu într-o foarte mare măsură, dar a fost totuși o mică diferență. Adică crezi că mai sau ai auzit ceva comentarii că, de exemplu, acum domnul Ișvan nu mai e de ceva timp inspector general și rezultatul pe care l-a obținut este unul remarcabil. Critici, că, pentru că nouă ne place așa să avem o inclinație, mai ales în zona asta a țării, să aruncăm toată lumea cu noroi, să împroșcăm. Dacă e cineva să obțină niște rezultate mai bune, atunci se găsesc alții să mediocri, să găsească ceva de criticat. Că, de exemplu, că rezultatele pe care le-ai avut, domnule, e tatăl, inspector general și de asta a obținut, ai auzit ceva de genul acesta, că s-au spus, s-au vehiculat? Când eram mai mic am mai auzit câteva comentarii, dar cu timpul am învățat să le ignor pur și simplu. Te-au supărat, te-au afectat? Când eram mai mic m-au afectat pe oarecare măsură, dar cu timpul am învățat să le ignor. Și asta de unde veniți? Din partea colegilor sau comentariile acestea sau așa? Nu știu, a fost acum foarte mult timp, nu mai amintesc. Oricum contează și ai demonstrat acum că n-avea rezultatul, că n-avea nicio legătură. Da. Da. Chiar a demonstrat, iar colegii nu cred, fiindcă toți cunosc valoarea și realizează. Este bun la toate disciplinele. Da, ce... A participat, v-am spus, la Olimpiada de Științe pentru juniori, unde gândiți-vă că vin și concurează olimpicii de la fizică, chimie, biologie. Vă dați seama, noi îl pregăteam trei profesori și el era unul singur. El știa ce știam noi. Da. Și concurența aceasta din familie cu sora a contat și asta mult, ambiționat? Da, când eram mai mic, conta destul de mult pentru mine, dar cu timpul n-am mai contat chiar atât de mult, ținând cont că am avut rezultate destul de bune, destul de devreme. Ai reușit să o depășești? Nu pot să zic dacă am reușit să o depășesc sau nu, asta ar putea să zică doar o altă persoană. Și eu care am avut elev pe amândoi, pot să spun că fiecare a fost bun și la fizică, și la chimie. Ea a avut drumul ei cu chimia, el cu fizica. În clasa nouă, ce medie generală ai avut? 10. Și 10. Acum? Da, și acum. Tot 10? Da. E clar. Cum facem, doamna profesoară, să oprim migrația aceasta a tinerilor? De ce doresc tinerii să plece? Bine că în ultima perioadă s-a mai redus, pentru că mulți tineri de valoare plecau la studii în străinătate. Era deja un traseu pe care și-l fixau. Acum văd că s-au mai reorientat și... Din păcate avem mulți, chiar foști elevi ai liceului, copii pe lângă care a crescut și Ștefan și sunt deja plecați în străinătate, copii cu care a plecat cu același tren la aceeași olimpiadă și la aceeași olimpiadă națională sunt plecați. Probabil au avut facultăți mai bune, le-au... Acum s-a mai închis cumva porțile cu pandemie. Marea Britanie, da, și cu Marea Britanie. Brexit-ul, da. Am înțeles că nu îți mai oferă statul englez acea bursă erau de susținere. Și aceste burse, într-adevăr, de susținere și ajutau, dar urmând apoi să plătească în timp. Însă serviciile pe care le puteau primi de acolo, terminând aceste facultăți, le permiteau să-și plătească studiile. Da, cum putem să-i determinăm sau ce putem face
ca societate vorbesc, ce ar putea să facă societatea pentru ca ei să rămână bine, că acum lumea e deschisă, sunt granițele, sunt deschise, poți să pleci unde ei vrei, să în altă parte, vrei. Poate vin și la noi alții, eu știu, ar fi frumos să rămână ei la noi. Dacă tot îi școlim, ne implicăm, punem suflet și... Am avut în urmă cu puțin timp un invitat, un medic tunisian care lucrează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și a făcut facultatea la Iași. Și a rămas aici căsătorit cu o târgujiancă. Da, așa cum spuneați, că pleacă din alții, din altă parte, e o lume deschisă acum, dar noi ne dorim să rămână ei aici. Cum să zic, e puțin, ne bucurăm pentru ei că se duc unde le este mai bine, unde își pot face un viitor frumos. Ne pare rău când pleacă, ne bucurăm când îi revedem. I-am vrea rămași aici în țară, să fie... sprijinul nostru. Să mă gândesc că numai în felul acesta rămânând tinerii de valoare și crește societatea, se dezvoltă într-o direcție bună. Da? Dacă toți care sunt buni pleacă... Noi facem, noi în învățământul... Produceți. Noi producem. Ceilalți trebuie să aibă grijă să păstreze. Trebuie să produceți pentru... Pentru noi. Da, pentru societatea noastră românească. Ar trebui cei care sunt mai sus să aibă grijă să-i atragă la facultățile de la noi, iar ceilalți să le ofere un viitor aici. Să aibă grijă de ceea ce producem. Bine, că acum s-a dezvoltat și segmentul acesta al companiilor. Sunt foarte multe companii private care oferă salarii foarte bune. Știu un caz, pentru că s-a ocupat de echipa de robotică, Alex Budină. Cred că îl știi, nu știu... Acum câțiva ani, deciderile la Ecaterina Tudor, când a obținut acea performanță foarte mare la finala de robotică din Statele Unite ale Americii, au ajuns până în semifinale și era singura echipă din Europa care a ajuns în semifinale. Și Alex Budin a ocupat și o funcție de conducere în Londra, la o companie din domeniul IT și a primit o ofertă din România, o ofertă salarială mai bună decât cea din Londra, așa îmi spunea, și a venit în țară de ceva timp, de câțiva ani. Așa, când am fost în vizită la laserul din Măgurele, am aflat un caz asemănător. Un tânăr care a fost la masterat în Franța, lucra și era foarte bine plătit acolo și în clipa în care laserul urma să fie pornit, i s-a oferit un salariu atractiv și a venit înapoi în țară. Sunt astfel de situații, dar probabil pleacă pentru universități. Universități care le au ei impresia, sau poate că așa și este, le oferă, le împlinesc niște așteptări. Da. Pe cercetare se mai pune accentul în România sau mai puțin? Pentru că... Cred că tot mai puțin. Adică, vizitând și laserul și facultatea pe care le știam, cum erau când eram studentă, n-am văzut. Păi nici până acum s-a finalizat proiectul acela cu LASCU și cred că și cu finanțarea ar fi ceva probleme. Sunt probleme acum. Nu au primit finanțarea necesară pentru a finaliza proiectul acesta. Mă gândeam că sunt foarte multe proiecte de felul ăsta în România. Știu că au mai fost niște institute de cercetare care au fost desființate, din păcate. Da, avem, da. Și altele care sunt, produc, dar probabil nu le aflăm întâmplător că există. Da, avem dar să începem niște proiecte și să nu le ducem la bun sfârșit. Sau să nu le prezentăm, să nu le facem cunoscute. Alții cunosc, știu foarte bine, am rămas foarte uimită când citeam într-un roman despre serviciile Ana Aslan, tot ce producea, și în România nu sunt chiar atât de bine prezentate și vândute. Da. Când e Olimpiada Internațională? În ce perioadă se va desfășura? 17-22 iulie, am impresia. Nu sunt sigur de 22, dar deci, sigur începe pe 17. Pe la jumătatea lunii iulie. Lunii iulie, dacă vei reuși să te califici în lotul restrâns, vei avea o vară destul de fierbinte, adică
vei munci în continuare, te vei bucura de vacanță. Dar asta îți dorești, asta îți face plăcere ție și cred că nu... Cred că ar fi altceva dacă nu ar munci. E obișnuit. Ce vei face în vacanță? Depinde în funcție și dacă mă calific sau nu la... Asta, da. Dar dacă nu mă calific, probabil o să petrec vacanța ca orice adolescent. Vrei merge undeva anume sau nu? Încă nu ați stabilit. Hai să ne spui înainte de olimpiadă și așa o zi normală din viața ta, cam cât timp dedici studiului după ce întorci de la școală? Depinde de orele de curs. Dacă într-o zi, să zicem, sâmbătă sau duminică, nu am nicio oră, pot să învăț productiv cam primele 6 ore din zi, de la 10 până pe la 4. Dacă am ore, adică în cursul săptămânii sau da, în cursul săptămânii, depinde foarte mult și de temele pe care le am la ore, cât ce trebuie să învăț pentru ore și așa mai departe. Dar în medie, în timpul săptămânii, în fiecare zi, pot să lucrez productiv cam 3-4 ore dimineața, ținând cont de faptul că eu sunt de după amiaza la școală și practic asta mănâncă mare parte din zi. Productiv ce înseamnă? Că atunci poți să te concentrezi mai Că mai atunci mult, sau? Pot să mă concentrez suficient de mult încât să învăț ceva nou. Scopul meu de fiecare dată când mă pun la birou să lucrez este, după ce mă ridic ca să mă odihnesc, să fi învățat măcar un singur lucru nou. Ceva ce nu știam înainte. Da, cum ai reușit totuși la toate disciplinele, 10 pe linie? Și cât de... cum greu este? Când eram mai mic, era într-adevăr dificil, dar cu timpul m-am obișnuit și am învățat să-mi gestionez timpul astfel încât să mă pot ocupa și de școală și de olimpiade. Al doilea an consecutiv cu 10 este și asta o performanță deosebită. Al doilea sau al zecelea? Al doilea? Al zecelea de liceu. De liceu. Și tot la fel din clasa întâi? Tot da. 10 pe linie? Da. Bravo. Știu că și sora ta, cred că, din câte ai aflat la facultate, cam tot la fel? Sau da, nu chiar la fel. Are a treia cea mai mare medie din facultate. A treia cea mai mare medie. Da. E în anul 3 sau în anul... E în anul 5. În anul 5. Da, trece timpul foarte repede. Și acum este într-un proiect Erasmus, da? E plecat, da. Din câte știu, în, da, în Franța. În Franța. Da. Și urmează să întoarcă în toamnă sau... Da, în toamnă. În toamnă, da. Într-adevăr, rezultate remarcabile care, până la urmă, nu poți fără pasiune să ajungi la un asemenea nivel. Pasiune și disciplină. Și, da, e, și disciplină. Deci, se concentrează și este foarte atent la toate orele. Probabil și asta. Îl ajută să rețină din clasă. Bine, că și să nu își ocupe timpul acasă învățând ce n-a vrut să învețe ascultând la clasă. Bine, că trebuie să fie și dotat din naștere cu anumite capacități. Atunci mai greșesc, mai confund fizică, informatică, nu e cazul și Ștefan mai mult mai, ei, mai exact. Nu pot nici informaticienii fără fizicieni care au produs calculatoarele, nici noi nu mai putem fără simulările lor, așa că merg cele două. Da, vă mai întâlniți cu foști elevi, pe unde au ajuns, cum toată lumea? Peste tot prin lume. Prin Anglia, Adrian, prin America, sunt peste tot. Prin Elveția, avem chiar ieri vorbeam cu mama unei foste eleve, 4 târgujie prin Elveția. Deci, peste tot. Da. Acum s-au și scurtat foarte mult distanțele cu avionul. În 2 ore ajungem în Elveția, ajungem în Germania. Mai greu ajungi și te deplasezi. Mai greu din București. Da, pe drumurile noastre decât, da. Decât cu avionul și, mă rog, asta e un lucru bun. Tinerii vor să încerce experiențe noi, să
să acumuleze. Și e foarte bine să vadă alte culturi. Da, ne oprim aici. Felicitări încă o dată pentru performanțele obținute de tine și sper să ne revedem și, nu știu, după Olimpiada Internațională, să discutăm și despre cum a fost acolo la Olimpiadă și succes în continuare. Dar mulțumesc pentru participare. Doamne și domnule, ne revedem mâine seară de la ora 21 la Goș TV. Să aveți o seară plăcută în continuare.